Proiectul de pregătire militară voluntară cu o durată scurtă de timp și care să se adreseze liceenilor și studenților a fost propusă de conducerea Diviziei 4 Infanterie Gemina din Cluj. Ministrul Apărării Mihnea Motoc susține propunerea pe care o consideră o soluție bună pentru realizarea rezervei voluntare necesară României. Ideea este bună, ea are aplicabilitate în toate punctele în care există atât garnizoane cât și centre universitare ori instituții de formare militară medii și o perspectivă foarte bună. La 1 ianuarie 2017 va intra în vigoare și legea rezervistului voluntar, care va înlesni pregătirea unui anumit număr de voluntari. Reprezentanții Armatei Române estimează că numărul acestora va atinge, într-o primă fază, 2700 de persoane. Astfel, denumirile de soldat și gradat rezervist profesionist vor fi înlocuite cu titlul de rezervist voluntar. Pentru a putea să facă parte din structura acestui tip de personal al MEAPN, persoana va semna un contract individual pe durată determinată. În cadrul aplicării legii rezervistului voluntar, unde vom antrena pe de o parte pe cei interesați, participarea se face cu titlu voluntar, pe cei interesați care nu au pregătire militară prealabilă, precum și pe aceia care la un moment dat sau altul din activitate au trecut printr-o formă de pregătire militară. Potrivit legii, orice român cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani poate să devină rezervist militar pe bază de voluntariat. El ar urma să fie instruit și plătit ca un soldat profesionist și chemat atunci când armata română are nevoie de serviciile lui. Cei care au cazier, probleme psihice ori sunt membri ai unui cult sau partid politic nu pot fi însă acceptați.